Salutare, oameni buni! În cursul zilei de astăzi vom lucra triceps. Eu am apucat să fac deja o serie pentru încălzire, să mai punem puțin sângele în mișcare și mușchiuleții. Și astăzi vom face triceps cu echipamentele pe care le-am achiziționat, după cum v-am spus, din Decathlon, cu un buget de până în 2000 de RON, adică până în 20 de milioane de bani vechi. Vis-a-vis de exerciții, am două exerciții de bază foarte tari, constructoare de masă musculară. Sunt primele exerciții constructoare de masă musculară în ceea ce privește tricepsul și dezvoltarea lui. Primul și cel mai important reprezintă împins cu bara priza la nivelul umerilor și al doilea, la fel de important, dacă nu mai important, reprezintă flotările la paralele, respectiv dipsurile în limba engleză. O să ne folosim de acest suport pentru flotările la paralele. Ne vom folosi, bineînțeles, de această bară și de această băcuță în momentul în care vă face împins la piept cu priză la nivelul umerilor. Vom face 4 serii de fiecare, aproximativ 10-12 repetări. După care o să trecem la extensii deasupra capului din plan orizontal. Dar atenție, nu trebuie ținute mâinile în unghi de 90 de grade, trebuie lăsate puțin pe spate pentru a menține tensiunea din triceps. Asta este al treilea exercițiu și al patrulea exercițiu va fi extensie din aplicat. Practic vom sta în poziție de genul ăsta, luăm greutatea, da? Și facem extensie. Asta este al patrulea exercițiu. 4 serii din fiecare. Vă asigur că veți epuiza tricepsul și veți favoriza creșterea lui musculară. Sunt 16 serii destul de grele, cu două exerciții de bază foarte grele, așa că este un antrenament foarte eficient și simplu în același timp. Pentru toată lumea de făcut. Bun. Bun. Primul exercițiu va fi împins cu bara, cu priza la nivelul umerilor. Este un exercițiu special pentru triceps. Da? Deci cam așa se face priza. Ce problemă cu ghetura. Am probleme cu ghetura. O să prind așa. Încheietura când împing așa, trebuie să las priza mai la nivelul umerilor să nu... Nu știu ce am probleme astea cu încheieturile. Am mai constatat și înainte, dar de data asta sper că e o problemă mai serioasă. E mai bine. Cu cât fac priza mai așa, mai îngustă, simt în asta. Dacă o fac așa, la nivelul umerilor, simt mult mai bine. Adică nu mă mai doare atât de rău. Mmm.
Și o să mă vedeți imediat cum o să fac flotări la paralel. Era se face flotări la paralele dipsuri. Dar le facem între scaune, le facem exact pe suportul ăsta, da? Că de asta l-am cumpărat, acest suport. Da? Foarte greu, nu e stabil, tremură. Nu este foarte stabil. Da. Depinde și cât ai palma de mare. Pentru că îți permite suportul ăsta să te prinzi de el sau nu. Dacă ai mâna mai mare cum am eu, nu poți să ai prindere neapărat foarte bună. O să fac acum niște extensii din plan orizontal. Extensii deasupra capului, da? Nu se lucrează cu greutate foarte mare și se reglează greutatea în funcție de numărul de repetări. Da? De deținut, nu se stă cu mâinile în poziția asta și se face așa. Se stă cu mâinile puțin mai pe spate pentru a ține tricepsul mereu în tensiune. Și ridici, dar mâinile sunt pe spate, da? Că dacă stai așa, relaxezi mușchiul triceps. Când stai așa, ții în permanență încordat, nu doar când faci mișcare, da? Deci din postura asta, cu mâinile puțin în spate, pentru a ține tricepsul în tensiune, încep să faci. Una. Două. Trei. După cum v-am spus, nu insistați pe greutate mare, da? Nu contează greutatea, contează mișcarea să fie corectă și lentă. Pentru a ține mușchiul sub tensiune cât mai mult, da? Mâinile mai pe spate, da? Nu așa în mâini de 90, mai pe spate. Da. Pauză. Mă credeți că este dureros de pompat tricepsul? Deci mă doare, nu are treabă cu greutatea. Este foarte pompat. De la exercițiile anterior. Deci este super pompat. Thank you.
lente, fără... Mă rup să... Bun. Am terminat programul de triceps, dar ce credeți că mai avem de făcut? Nelipsitele serii de genoflexiuni, da? V-am spus că m-am apucat să fac în fiecare zi genoflexiuni. Așa că trebuie să punem osul la treabă. Seria următoare. Next. Thank you.